Accident de circulație pe drumul național 1 în apropiere de Șelimbăr. Două persoane au ajuns la spital unde au rămas internate. Se pare că de vină ar fi una dintre victime. Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, se afla la volanul mașinii sale și nu a acordat prioritatea de trecere unei alte mașini care circula regulamentar. Cele două persoane în vârstă de 70 și respectiv 66 de ani au vrut să intre cu autoturismul pe drumul național 1. Șoferul nu s-a asigurat, iar mașina în care se aflau a fost izbită de un matiz care circula regulamentar. Pe drumul național 1, în afara localității Șelimbăr, s-a produs un accident de circulație. Accident s-a dat cu rănirea gravă a unei persoane și rănirea gravă a alteia. Acest eveniment rutier s-a produs pe fondul neacordării priorității de trecere de către un conducător de autovehicul, care la intrarea în drumul național 1 de pe un drum lateral nu a acordat prioritate de trecere unui alt autovehicul. În urma impactului lateral dintre aceste două autovehicule a rezultat vătămarea corporală a acestor două persoane. Cele două victime, soț și soție, au fost transportate la spital de un echipaj smurt. Pacienții au ajuns la spital conștienți. După primele investigații au traumatism craniocerebral, plăci și contuzii. În momentul de față li se face computer tomograf și se așteaptă rezultatele la radiografii, urmând a se stabili dacă este sau nu necesară internarea, a declarat Decebal Toderiță, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență.